Salutare la toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Terraria. De data asta o să facem foarte puține. Deci, în primul rând, vreau să vă zic că am pus această lampă foarte șmecheră și că pe aici pe undeva era un strange plant. Da, aici. Da, nu o să-l iau acum. Am mai plantat copaci, am mai pus aici 3 chesturi. Aici, bani. Obiecte mai importante și minereuri. Aici poțiuni de-astea mai de atac, nu știu cum să le zic, dar sunt și accesorii, ceva genul ăsta, și săbii, tot felul. Și aici nu prea multe, dar cred că va fi un chest special pentru ceva ce nu pot pune în chesturile astea. Ori am nevoie de alt chest separat și nu prea am loc. Oricum, hai să luăm de aici acest iron și o să facem o sabie sau mai mult, deși nu cred. Deci, ce facem noi sabie? Pentru că asta dă 10 damage și fast speed, dar asta, sabia de iron, dă 10 damage, la fel fast speed și ne poate mi se pare că e puțin mai rapidă ca asta și dacă pică ceva, un bonus în plus, o să fie mult mai bună decât aia, chiar dacă asta este legendary, dar n-am ce-i face. Hai să vedem. Nimic. Asta că costă 7 bucăți. Deci am eu aici un da, cred că până la urmă o să fac încă o sabie. Sau nu. Ia stai. Hai să testăm. Deci, asta e așa. Și asta așa. Dă la fel. Da, nu știu ce să fac în acest caz. Pentru că nu. Da, cred că o să păstrez pe asta. Și o să... poate găsim acel goblin care îi dăm enchanturi și să fie bine. Pentru că na, mai bine iau acest iron bow, mi-a dat și 5% critică, decât să fac încă o sabie care nu sunt sigur dacă va fi la fel sau una mai bună. Deci da, cam asta am făcut. Mai am de făcut casca. Deci, stai, am băgat minereurile aici. Asta am uitat. Oh. Dar fix o bucată mai trebuie. Bucată de minereu. Ca să mai fac o sabie. Oricum, până una alta facem și noi casca. Hai să iau mult cupru. 75 de bucăți, foarte mult. Și să facem noi casca. 1% defense și acum avem, o să avem, mi se pare că 7. Da. 7 pentru că ne dă un bonus de 2 defense și acum suntem ceva mai apărați. Mai apărați. Suntem mai... luăm mai puțin damage, da. Și cu aceasta, hai să stăm. Acea... dacă mi se pare că... e o rață. Așa, te-am luat și pe tine. Asta mi se pare că putem face o poțiune. Și am uitat să caut ce putem face cu asta. Mi se pare că era ceva bun. Da, nu știu. Oricum, deocamdată vreau un double jump. Și... sau o de-aia care te prinzi de pereți. Care acum nu mai știu cum se cheamă. Ăla cu double jump era ceva in a battle. Depinde că putea să fie mai multe. Da, cam asta am făcut, dar îmi vom mai face ceva. O să revin eu imediat și o să vă arăt. Nu plecați nicăieri. Bun, am revenit și o să testăm acest arc. Să vedem cât dăm. Da, n-am văzut. Și dăm.
11, 8, 12. Da, destul de bine, da? Cu acest arc am strâns și 6 bucăți. De fapt, îmi trebuiau doar 3. Am luat anvilul de iron. Îmi trebuia un workbench. Să omorâm ăsta. Și acum să facem încă o sabie. N-am ce-mi trebuie? Stai, ce-mi trebuie să fac un iron bar? Iron ore. Stai mă, ce lipsește? O masă, un scaun? Asta îmi lipsește? Nu. Anvil avem. Da, nu știu, o să revin imediat. De singur că nu m-am gândit că îmi trebuie un furnal, dar cine se gândea la asta? Eu nu sigur. Hai să facem un furnal. Asta are un ban acum sau ce are? Ce bani are? Nu, cupru. Dacă era platină, era perfectă, că puteam face o sabie. Deci hai să facem un, două de-astea și încă o sabie. În... Și? Da, mă, dacă n-am noroc, asta este ce să fac. N-am noroc. Aveam noroc, luam și una legendării. Oricum am luat-o pe aia exact ce vroiai. Tot ce vroiai. Era pe aia de cactus, da, acum asta. Nu știu ce se fac astea așa. Oricum am găsit aici un chest. Și apropo, am strâns. Vreau să strâng mai multe chesturi ca să completez acolo toată aia. Deci este un Shadow Orb. Night Potion. Asta mi se pare că dacă îl distrug, o să ne bătem cu Eater, cred că așa zice, of Worlds. Adică... Eater of Worlds. Adică mâncătorul de lume. Da. Oricum nu e așa bun după cum, după cum mi se spune, cum se numește. Și o să-l batem foarte ușor. Vreau să mai explorez pe aici niște cave-uri. Dar acum am lag, cred că nu mai explorăm niciun cave pentru că am lag. Nu știu care e chestia cu asta, că m-am aruncat eu într-o de-asta și n-avea, nu știu, n-avea sfârșit. Noroc că m-am gândit eu rapid să ies ca să nu mor, că pierdeam toți banii. Acum am lăsat banii acasă. Un 26, ce critic. Cred că aici m-am aruncat, nu? Parcă. Aba, nu, în partea aia. Partea asta, uitați cât am mers. Cât am mers, cât am căzut. Am ce urât e. Fii la distanță pe ăștia, au. Nici să nu iasă pe afară. Trebuie să pun niște torțe de-astea pe aici. Așa. Să-i dăm și una la aia să moară. Opa. Credeam că e ceva bun. Da, nu. Hai să coborăm și noi jos, dar... Cum nu știu ce să zic. Dacă o să facem bine sau nu. Sper că e ceva bun acolo. Opa. Și da. Se pare că este. Adică credeam că mă duc jos de tot și până la urmă o să mor. Și asta? Sper că asta spawneze, dar... Sper că pot să fac un cofer. Opa.
Încă un chest. E ceva bun asta? Chiar nu știu. Mă, dar ce e? E ceva pe jos care nu știu ce e. E ceva care nu știu ce e. Da. Sună foarte bine. Opa, ceva aici care am nevoie. Da, dar nu sunt destule. Să nu mor. Ca să fac acel... stai, cum se cheamă? Aia, nu mai știu. Hook, acel hook. Care mă pot agăța peste tot. Dau pe E și mă agăț. Opa. Și acolo, și acolo. Bun, deci avem. Avem de acel hook. Mă, cred că am aici, o să sfârșim acest episod. Eu să adun astea, o să mă duc mai jos și în episodul următor o să vă arăt ce am găsit, ce am făcut și toate astea. Oricum, asta a fost și cu acest episod. Mulțumesc pentru atenția acordată. Baftă, lume!